Directorul Direcției pentru Agricultură Vâlcea susține că vechiul sistem de irigații nu mai este la fel de performant și trebuie adaptat noilor cerințe. Tocmai de aceea, noul sistem va duce la creșterea productivității, dar vine totodată și în sprijinul fermierilor. În schimb, agricultorii trebuie să găsească o formă asociativă prin care proprietățile să fie administrate în comun, iar produsele vândute mai ușor. Sistemul de irigație vechi este sub două forme. Aproape 50% este privat și se află sub forma organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații, OUAI, prescurtat, care au la dispoziție pe fonduri europene cât 1 milion de euro pentru fiecare organizație. Și avem deja două organizații, Călina și Prunden, care se dezvoltă pe aproape 2 milioane de euro, cu două proiecte, sunt la fază de construire a stațiilor de punere sub presiune. Deci, lucrurile se mișcă. Era și păcat cu oltul în zonă să nu utilizăm. Și eu nu aș pune în funcțiune vechiul sistem de irigații după vechile reguli. Foarte elegante și ușor de exploatat sunt sistemele locale. Cel de la Mecica Prut-Clopoceni. Undeva unde se face un mic baraj, o acumulare de apă sau foraj sau altceva și folosești sursa locală. Pentru că la un sistem mare trebuie să ai și cerere mare de apă și potențial consumatori și oameni care să poată întreține acel sistem. Ori la această dată noi nu suntem pregătiți din acest punct de vedere, dar lucrurile se pun la punct. Pentru că pe măsură ce se dezvoltă o afacere sub formă de cooperare, de comasare și se aplică o tehnologie nouă, nu poate să meargă mai departe fără să asigure apă la plantă atunci când dorește producătorul. Și lucrul ăsta se poate realiza. Deci guvernul are bani pentru infrastructura lui, iar partea proprietate privată din vechiul sistem de irigație sub formă de organizație există 1 milion de euro pe organizație. Este ceva mai mult decât trebuie. Deci din punct de vedere al finanțelor la această dată stăm bine și pe parcursul ăsta 2014-2020 pe proiecte noi ne putem dezvolta. Consumând banii, dezvoltând o afacere sustenabilă care să fie capabilă să se alimenteze din fonduri proprii. Nu și să fie producă susținut, pe termen să lung. Producă pe termen. Că până la urmă asta e și ideea. Nu? Da, da. Numai așa, și altfel, numai așa se justifică să consum 1 milion de euro. Nu pentru artizanat sau pentru plăcerea cuiva. Pentru că dacă nu dă rezultate, banii aceia trebuie justificați. Și nu se poate. Și nu avem... Conform directorului Direcției pentru Agricultură Vâlcea, vechiul sistem de irigații era construit pentru a corespunde cerințelor asociațiilor și cooperativelor. La distrugerea acestuia au contribuit toți, odată cu reîmproprietărirea cetățenilor, susține Marin Cernătescu.